Hermannstadt a reușit o victorie clară în fața UTEI la Arad, în etapa cu numărul 4 din play-out. A fost 3-1, iar hat-trick-ul lui Daniel Paraschiv le-a dus sibienilor prima victorie în deplasare din iulie 2023. Însuflețiți de exuberanța miilor de copii aflați în tribune, arădenii au început ofensiv jocul, însă s-au stins ușor, iar meciul a fost tranșat în favoarea echipei oaspete, așa cum o arată și scorul. Bine, bă. Sunt un pic mai mult, sunt supărat de felul cum am pierdut. Nu de felul cum am jucat, de felul cum am pierdut. Nu vreau să vorbesc de prima repriză, pentru că în afară de, eu știu, de penaltiul ăla, care ăsta n-a fost penalt. Nu poți să dai la un meci așa de important să dai penalti. Deci foarte ușor, dacă îl dai, trebuie să-l dai și la Omondi, care, după părerea mea, a fost mult mai adevărat decât cel de acolo. Dar după aia, repriza a doua, în primul minut, singuri ne lucrăm, nu vreau să dau nume, cu o pasă de aia care nu și avea rostul, nu era atacat de nimeni, după care ai superioritate în careu și vine Paraschiv și ți-a fața și înscrie. Uitați-vă și la golul 3, noi cred că eram 7 ani și era doar Paraschiv era.